Acuzații grave la adresa unui medic din capitală, o femeie din Argeș, operată de chirurg, îl acuză pe doctor că era să o omoare. Și că la doar câteva ore după ce a fost externată din spital, pacienta a ajuns în stare gravă la spitalul de urgență din Pitești, deoarece doctorul din București i-ar fi greșit operația. Unul dintre medicii care a salvat-o a declarat la poliție că femeia ar fi putut să moară. Eram desfigurată, mai mult moartă decât vie, deci nu simțeam. În urmă cu 4 ani, femeia a mers pentru o intervenție chirurgicală în București. Avea un diagnostic de fibrom uterin care necesita extirpare. La primul consult, doctorul ginecolog i-a spus că nu are fibrom. Ulterior, la următorul, i-a zis că va interveni chirurgical pentru un chist ovarian. A fost momentul care, spune victima, putea să îi aducă moartea. Cu drumul București-Pitești mi s-a părut că am venit din altă țară, pentru că aveam dureri tot mai mari și mi-era teamă să-i spun și soțului, de teamă să nu se panicheze. Au chemat salvarea după aproximativ 2 ore. Am fost dusă la județeană. Operată de 2 ori în 3 zile, femeia, educatoare de profesie, își amintește vag cum a ajuns la terapie intensivă. Nu putea vorbi și nici să-și miște corpul. A crezut că nu va mai fi om. M-am rugat la Dumnezeu, am zis, dacă are gături cu mine ca să mă salveze, îl ajut, îl rog ca să mă salveze. Dacă rămân ca o legumă, te rog să mă iei, că nu voiam să fiu povara nimănui. Din fericire, spune femeia, medicii din Pitești i-au salvat viața. Chirurgul care a intrat cu ea în sala de operații a mărturisit în fața anchetatorilor că pacienta putea să moară. Când s-a simțit mai bine, victima a făcut plângere la poliție. Toată cercetarea a durat 4 ani, timp în care medicul din București a contestat toate expertizele. Legiștii spun clar că actul lui medical a fost greșit. Diagnosticul, măsura în care a fost pus, a fost corect, însă insuficient. Ecografia abdomino-pelvină nu a fost interpretată înainte de a efectua operația și că externarea a fost inoportună. Medicul acuzat are propria poveste și se consideră victimă în acest scandal, susținând că pacienta nu ar fi făcut septicemie și că raportul de expertiză arată că nu i-a secționat colonul în timpul intervenției chirurgicale. După ce procurorii vor face rechizitoriu, dosarul va ajunge în instanță. Medicul bucureștean va fi judecat pentru vătămare corporală din culpă. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.